Mircea, spune-mi, când ai început fotografia? În 2005 a fost primul contact major, să zic așa, cu fotografia. Vărul meu, Vlad Tănăsescu, mi-a dat un impuls, să spun așa. El fiind fotograf mai de demult, am ieșit la fotografiat cu un aparat de împrumut. Mi-a plăcut ce a ieșit, am insistat pe chestia asta și ușor, ușor am mers pe cărarea asta. Care au fost primele experiențe ca fotograf profesionist? Cred că după vreo 3 ani de practică, să spun așa, în sensul de a face, de a lucra, nu știu, fără niciun onorariu. Chiar după vreo 3 ani de când am început cu fotografia. Fotografia, pasiune sau meserie? Nu, o pasiune. Nu, nu e o chestie exactă sau, nu știu, ca și cum s-ar construi ceva. Care au fost primele subiecte care te-au atras? Dintotdeauna m-au atras portretele, dar ca orice fotograf, să spun așa, cred că am început cu peisajele, fiind cel mai simplu mod de gen de fotografie. Dar ulterior am trecut pe portrete și am rămas pe chestia asta. Mai ai entuziasmul pe care l-ai avut, eu știu, când ai făcut prima ta fotografie? Da, întotdeauna. Asta e un lucru foarte bun la fotografie, că tot timpul nu există o situație identică și tot timpul este o confruntare nouă, un mod de abordare nou și atunci, de adevăr, există entuziasmul acesta. Ce tip de fotografie îți place cel mai mult și de ce? Îmi place foarte mult fotografia nud, tocmai pentru că este un domeniu mai ascuns, să spun așa, mai misterios. Abordez modul nudurile feminine în general, tocmai pentru a, nu știu, pentru a arăta expresivitatea, să spun așa. Deci eu când fac fotografii nud, mă axez foarte mult pe expresivitatea modelului, a corpului, nu caut modele standard, tocmai exact invers. Deci pentru mine o persoană e frumoasă oricum ar fi, contează modul de abordare. Dar. Dacă ai putea să fotografiezi un moment din viața ta, care ar fi acela? Cred că ar fi momentul când am văzut prima fotografie făcută, bine, la modul amatoricește, dar pentru mine a fost o diferență foarte mare față de ce puteam eu să fac la ora aceea. Și cred că exact asta, expresia, feeling-ul ăla. Când ai văzut prima fotografie? Când am văzut prima fotografie, da, pe care am făcut-o. Cum este viața de fotograf? Există avantaje, dezavantaje? Viața de fotograf? Era o vorbă, așa e viața de artist, o zi vesel, 10 trist, cam așa. Nu este chiar așa, este frumoasă, tocmai pentru că ai libertatea să faci ceea ce vrei, să împărtășești cu lumea gândurile, viziunile tale. Deci, pentru chestia asta, zic că... Călătorești mult, poți să vizitezi... Da, se pot face și chestiile astea, depinde și ce abordare ai asupra genului de fotografie. Ai lucrat cu aparate analog, cum a fost experiența? Am avut niște tentative, după cum spuneam mai devreme, cu timpul este o problemă, că nu pot să mă ocup mai mult. În afară de a face câteva fotografii, mai mult n-am reușit să fac. Cum urmează în viitor. Experiența? Este foarte interesant, este mult mai greu, dar îți pune mai mult mintea la contribuție. Acolo, neexistând setările digitale automate, să spun, unde se poate stabili exact orice setare, trebuie gândită dinainte în funcție de toate condițiile din jur, pentru că în a doua poză nu mai, și până nu developezi filmul, nu știi exact ce a ieșit. Contează cu ce aparat lucrezi sau, de fapt, contează omul din spatele aparatului? Părerea mea, și am afirmat întotdeauna chestia asta, că o fotografie 80% o face ochiul sau capul, să spun așa. Aparatura, într-adevăr, te ajută, dar nu este pe primul loc. Poți să ai o super mașină, dacă nu ai carnet, intri cu ea în pam.
Îți place un fotograf anume, din lume? Da, îl admir foarte mult pe Helmut Newton. Încerc să mă inspir, să spun așa, din ce a făcut cât se poate, dar automat cu amprenta mea pusă pe fotografie. Dacă ai fi o fotografie, care ar fi aceasta? Cred că ar fi o fotografie de peisaj. Îmi place foarte mult marea, dar marea iarna, să spun așa. Deci un cer înnorat, valuri și o plajă pustie. Puțin mai agitat. Da. Care sunt secretele unei fotografii reușite? Secrete? Cred că, nu știu, ce pleacă din cap și din suflet. Că altfel, combinația asta nu se poate. Contează mult, eu știu, actorul, să zic așa, să-l punem așa, să aibă, eu știu, experiență de podium, de artistică, eu știu, sau poate să fie chiar... Nu neapărat, sau poate chestia asta e în funcție de preferințele fiecărui fotograf. Eu am lucrat foarte mult cu modele neexperimentate și tocmai chestia asta mi-a plăcut pentru că sunt mult mai naturale. Într-adevăr, se dau mici indicații, dar e un pic mai greu, neavând experiență, dar este mult mai natural în poză și, nu știu, mie îmi place mai mult decât să stea ca în vitrină. Spune-mi, există un loc în care vrea să faci fotografii, n-ai ajuns până acum și vrei să faci fotografii? Ar fi multe locuri, am o listă întreagă de locuri de vizitat. Țările nordice, nu știu, țările calde, să spun așa, dar locuri mai exotice, mai puțin umblate, India, Thailanda, Africa. Spune-mi, dacă ar fi să alegi între fotografia alb-negru și cea color, care ar fi opțiunea ta? Eu sunt un mare fan al fotografiei alb-negru, după mine le-aș face pe toate așa. Acum, într-adevăr, dacă depinde și de subiectul abordat, dar prefer fotografia alb-negru tocmai pentru că subiectul este mult mai bine în evidență și exact cum spuneam și la nuduri, nu știu, se accentuează un pic și misterul. Cu alte cuvinte, putem spune că frumusețea vine din simplitate? Da. Te încadrezi în categoria purist sau un adept al post-procesării? Folosim sau nu folosim Photoshop-ul? Da, tot timpul. La fel se făcea și pe vremuri, când se lucra pe film, cu utilajele specifice, să spun așa, vremii. O fotografie tot timpul trebuie să treacă, măcar pentru un mic filtru. Nu sunt adeptul retușărilor excesive, evit, tocmai pentru a păstra aerul de naturalețe și să pară cât mai naturală poza. Care sunt greșelile care le fac acum fotografii în ceea ce privește Photoshop-ul? Unii fotografi exagerează foarte mult, într-adevăr. Sau foarte mulți, am observat, se bazează pe faptul că dacă nu le ieși poza bună la momentul ședinței, să spun, nu-i problemă, rezolvăm acasă. Mai îndrept, mai pun un nod, mai scot un copac. Nu, eu nu sunt de acord cu chestia aceasta. Prefer să fac 100 de poze din care să aleg una, dar să știu că aia e cea mai ok, decât să zic, lasă că repar acasă, nu-i problemă, Photoshop, sunt maestru. Dacă ai fi profesor de fotografie, ce ai încercat să-i înveți pe noi fotografi? Să trăiască clipa. Asta este și unul din principiile mele, carpe diem. Și dacă fac ce simt în momentul ăla, atunci trebuie să ies. Cum crezi că este văzută fotografia în România? Ca un lucru frumos, nu știu, să spun așa. A început să fie văzută, într-adevăr, cu alți ochi, tocmai pentru că accesul la informații este mult mai facil acum. Dar atâta timp cât nu se face o cultură pe art în general și nu se investește pe chestia asta, va rămâne undeva jos, doar pentru un anumit gen de oameni. Deci mai avem până ne dezvoltăm. Foarte mult. Ca cei din afară. Da, bine, nu că ar fi un target, dar nu știu, probabil nu se câștigă bani din chestia asta, nu se investește în cultură.